Aș vrea să ne unim cu toții și din toate lumea să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Pentru ultima dată când am vorbit aici la noi, la biserică, vreau ca să-mi cer scuze, am adus niște informații eronate. Am fost foarte cumva impactat de tradiția sau de istoria penticostală și am spus atunci că mișcarea penticostală a început în Chicago, care este, nu era așa, a început în Los Angeles. Acum noi, dacă ne uităm de aici înspre America, că Los Angeles, că Chicago, tot acolo suntem, m-am uitat pe hartă un pic și 3200 de km diferență. E ca și cum s-ar întâmpla ceva în Rusia și noi am spune s-a întâmplat în Spania. Cam așa e de mare diferență, dar noi când ne gândim la America avem impresia că e aceeași treabă. Deci nu este aceeași treabă. Mișcarea penticostală a început pe strada Azusa, într-adevăr, cum am spus, dar în Los Angeles, nu în Chicago. Îmi cer scuze pentru asta, nu știu cum de mi-au scăpat sau mi-au... Dar ok, nu cred că nu am deranjat foarte tare pe nimeni. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am mai vorbit din pasajul acesta. Nu este prima dată când vorbesc din pasajul acesta. Vorbisem cumva cu fratele Cristi Urda ca să sujesc eu în seara aceasta și știam că am planul de predică, e ok, e rezolvat. L-am căutat și nu l-am găsit. Asta e avantajul când nu copiez de la altcineva. Am făcut alt plan că l-aveam în minte. Dar Dumnezeu să ne binecuvânteze în seara aceasta și Domnul să ne vorbească. Chiar dacă ați mai auzit poate pasajul, poate ați mai auzit ideile care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră, totuși cred că se poate din când în când să le împrosotăm în mintea noastră și în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să continui cumva și de asta m-am decis ca să rămân la pasajul acesta. De dimineață s-a vorbit despre împărăție, s-a vorbit de cum Dumnezeu ne cheamă ca să fim smeriți, ca să fim oameni care să ne apropiem de Dumnezeu. Și unul dintre citatele care l-a citit Daniel dimineață a fost din 1 Petru, de la capitolul 2, versetul 9, unde cuvântul Domnului spunea și spune și în seara aceasta: voi să sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și în seara aceasta, cumva influențat de slujba de dimineață, m-am gândit ca să vorbesc, să reamintesc câteva condiții de a fi împărat. Pentru că Dumnezeu ne cheamă ca să facem parte dintr-o împărăție, ca să fim împărați, să vedem cum și ce condiții trebuie ca să împlinim să fim împărați. Cum am putea să descoperim asta cel mai bine decât privind în Biblie și să vedem ce condiții a îndeplinit primul împărat? Sau primul împărat al lui Israel, bineînțeles. Acum, când ne uităm la Saul, nu este unul dintre eroii credinței cu care noi ne putem lăuda. Pentru că spune cuvântul Domnului la un moment dat că 2 ani a stat în voia lui Dumnezeu și apoi următorii 40 de ani a cam bătut câmpii și a luat o razna. A făcut gafe după gafe, dacă pot să-mi exprim așa. Dar ar vrea să primim la zilele de început, când Dumnezeu l-a chemat, când Dumnezeu l-a ales, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne facem o cercetare, să vedem dacă putem să ne potrivim, să spun așa, în planul lui Dumnezeu ca să fim împărați. Vis-a-vis de împărați, dacă vă aduceți aminte, când am făcut studiu cu frații aici la Betania, ne-am întâlnit de câteva ori doar cu frații care slujesc la Amvon sau care vor să slujească la Amvon și am făcut atunci un curs de omiletică și i-am pus numele la cursul acela Slujitorii Regelui. Și avem și acum o grupă de WhatsApp unde Slujitorii Regelui, unde eu mai trimit programare când o fac, dar în ultima vreme n-am mai făcut-o și azi dimineață foarte mulți frați, toți au fost luat pe surprindere și eu, pe surprindere, am plecat capul din cauza mea, din cauza mea, din cauza mea. Da, așa e, îmi cer scuze, Domnul să vă binecuvinteze. Îmi cer scuze și la surorile de la fraților din comitet. Aseară am stat până la 12 și pentru asta îmi cer scuze, eu sunt de vină, am întârziat foarte mult, am vorbit, îmi adus aminte de aia, Fratele Mihai cumva ne-a scuzat, nu ne-am întâlnit de mult, e adevărat asta, dar aseară a lungit-o un pic mai mult. S-a văzut cu lipsit Daniel, zicea Cristi, dacă era Daniel de mult le trimitea acasă. Da, mă rog, asta e. Revenim la ale noastre. Și cum spuneam, am făcut un grup de, și titlul l-am spus la studiul acela și grupul de pe WhatsApp este Slujitorii Regelui. Când am fost în România în concediu, pentru că am vrut ca să transmit gândul ăsta și la frații din Arcalia,
de unde vin eu din România, m-am organizat cu ei și am făcut două întâlniri. Într-o vineri seara am stat vreo 4 ore și într-o sâmbătă dimineața vreo 5 și am făcut studiul ăsta de omiletică. Și am pus, bineînțeles, eram foarte încântat de titlul ăsta, Slujitorii Regelui. Și la un moment dat se ridică un frate și spune, auză, regele ăsta care scrie acolo, e Iisus? Da! Spune, bă, dacă el e rege, eu nu vreau să-i slujesc. Poate ți-a rămas... Am zis, fraților, nu mă apică la microfon atunci, să nu dați cu pietre cumva, stați liniștiți, să vedem, frate, despre ce e vorba. Și el spunea, eu nu vreau să slujesc un rege, eu vreau să slujesc doar pe împăratul. Poftim? Păi nu e același lucru, noi credeam că e aceeași poveste. Cel puțin așa am știut, regele sau împărat, împărat sau rege, tot aia poveste. Și o arătați în Biblie unde scrie despre Dumnezeu sau despre Domnul Iisus că e rege. Am derapat, eu am... niciun verset, nu mi-am adus aminte. Împărat, da, împăratul împăraților, nu știu ce, dar cine este acest împărat al slavei, nu știu ce, împărat, da, dar rege, nu. Și un frate i-a căutat pe internet să vadă ce spune și vreau ca să vă citesc în seara aceasta, permiteți-mi ca să vă citesc în seara asta, despre împărat, ce spune, ce spune dicționarul despre împărat și rege, diferența între împărat și rege. Dacă căutați pe Google, e foarte simplu, diferența între împărat și rege. Și spune așa, un împărat poate stăpâni un teritoriu atât de vast încât poate fi condus din mai multe regate, compus din mai multe regate. De aici diferența, un rege poate conduce unul sau mai multe regate, în timp ce împăratul conduce întreg imperiu. Împăratul este cel care stabilește legile în tot imperiul și hotărăște politica internă și externă, iar regele trebuie să respecte deciziile. De exemplu, în vechea Persie, împăratul purta titlul de regele regilor. În paranteză, Shahanshah. Titlul de rege are, în primul rând, o însemnătate politică, pe când cel de împărat face referire la cele mai multe ori, atât la puterea laică, cât și la cea religioasă. Scrie descoperă.ro. Am fost foarte surprins și plăcut impresionat. Chiar acum, ieri, am vorbit cu fratele încă o dată la telefon și am mulțumit de observația care a făcut-o, că noi nu vrem să slujim unui om limitat sau unui rege limitat, ci noi slujim pe împăratul împăraților, care este Domnul Domnilor, care este atotputernic Dumnezeu. Și noi cu acest Dumnezeu ne-am făcut de-a face. Noi suntem slujitorul celui mai puternic, celui mai mare, celui mai adevărat Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Asta vis-a-vis de împărat și Domnul să ne ajute ca să putem să fim și să facem și să vrem să fim împărați. Apoi, să pornim la drum, să descoperim împreună câteva condiții ca să fim împărați. Și am citit din capitolul 10 până la, de la 1 la 9, se potrivește cumva cu data de astăzi, astăzi e 9 a 10-a. Am citit din 10 de la 1 la 9, în fine, asta ca să ținem mai ușor minte. Fratele Mihai, dacă ne întreabă de unde s-a citit, ca să putem să știm, da, frate Mihai, de mea lui foarte des repetă asta, să știm de unde s-a citit din Biblie. În primul rând, sau prima condiție, dacă aș putea să spun așa, ca să putem să fim împărați. Am citit de la versetul, de la capitolul 9, de la versetul 1, dar aș vrea să vă atrag atenția puțin la versetul 27 din capitolul 9. Când s-au pogorât la marginea cetății, Samuel a zis lui Saul, spune slugii tale să treacă înaintea noastră. Și sluga a trecut înainte. Oprește-te acum, i-a zis Samuel, și îți voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Ca să poți să fii împărat, prima condiție ca să poți să fii împărat, trebuie ca să ai o relație personală cu Dumnezeu. Să fii numai tu și Dumnezeu. Să ai o întâlnire tu însuși cu Dumnezeu. Faptul că vii la biserică, te aduc părinții, ai bine și asta e ok. Felicitări pentru părinții care reușesc să-i aducă pe copii la biserică. Acum, cât îți mici, îi pui mașină, ei în brață, că vor să vină, că nu vor să vină, vin. Acum, pe nata nu-i mai greu să-i iau în brață să-l aduc la biserică. Beni mai o ajuns astăzi, după masă dimineață nu a ajuns, că a avut alte priorități. Dar aș vrea ca să înțelegem cu toți. Dumnezeu ne cheamă ca să avem o relație personală cu Dumnezeu. O întâlnire personală cu Dumnezeu. Și una dintre problemele care le avem în vremea aceasta, care are Biserica Pentecostală, dacă pot să spun așa, e că foarte mulți dintre tinerii noștri, care noi i-am crescut în biserică, care noi i-am adus aici, au cântat, au învățat poezii, s-au implicat la tineret, în orchestră, în slujire, într-un fel sau altul, dacă vorbești cu ei de multe ori, mulți dintre ei nu pot să spună în data de, în locul cu tare, în data cu tare, am avut o întâlnire personală cu Dumnezeu.
Am vorbit cu mai mulți care au crescut în biserică, care au slujit de când erau mici, care n-au lipsit, care au fost totdeauna la biserică. Când ai avut ziua când Dumnezeu ți-a schimbat inima? Când ai avut rutina personală? Păi eu de când mă știu? Eu totdeauna am fost pocăit. Eu totdeauna am crescut la biserică, eu am condus cântările, eu am pus cântările pe retroproiector, după aia am fost la stație, după aia am fost la ușă, după aia am fost în comitet, după aia am fost predicator și eu nu știu. Aș vrea să ne facem o cercetare în seara aceasta, să ne întrebăm. A fost o zi în viața ta când ai spus, da, am nevoie de Iisus, am nevoie de mântuirea Lui. Pentru mine a murit Hristos la Calvar. A fost un moment? Veneam o dată din România împreună cu copiii noștri și așa mi s-a dat harul. Acum, atunci am început să le predic, nu mai știu ce le-am spus eu despre Domnul Iisus și așa mai departe. Și le spuneam cât de important este ca să ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Și cumva ei spuneau, da, așa este, așa este. Și am zis, nu vreți acum? Păi de ce eveniment? În drum spre România, în timp ce eram pe autoban și eram la 130 la oră, voi să vă predați viața Domnului. N-ați vrea să facem acum o rugăciune? Uite, eu mă rog cu ochii, eu conduc, dar mă și rog și vă conduc într-o rugăciune. Și Flavia zis, să mai așteptăm până ajungem acasă, acum chiar aici parcă nu e așa comod. Mă rog, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze tinerii noștri, copiii noștri, pe noi toți aici, să putem să avem o zi de întâlnire cu Dumnezeu. Să avem un moment în care să stăm personal în prezența lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, de astăzi vreau să te slujesc pe tine. Întrebarea este pentru tine, dragul meu, draga mea care mă asculți, ai avut o asemenea întâlnire? Dacă nu, n-ai vrea să fie seara asta. În seara asta când îți spui, Doamne, am venit la biserică, m-au dus părinții, m-au obligat, mai de rușine, mai de silă, de bunăvoie, am venit. Dar în seara aceasta vreau să mă dedic lucrării tale. Este cineva la Betania care are nevoie de mântuirea lui Iisus? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, ca să poți să fii singur, ca să poți să ai întâlnirea aceasta tu personal cu Dumnezeu, spunea și Daniel dimineață, una dintre punctele care erau principale în mesajul de dimineață este, ne cheamă Dumnezeu la smerenie. Dacă privim viața lui Saul, atunci când Dumnezeu îl cheamă, atunci când el o ia cumva așa, începe ca să o ia razna și Dumnezeu ia împărăția, să spun așa, are Samuel pentru el un cuvânt de mustrare. Dacă veți citi, și nu vreau ca să insist foarte mult, dacă nu e asta subiectul nostru în ziua de astăzi, dar dacă veți deschide împreună cu mine în 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 10 spune acolo neascultarea lui Saul. Iar în versetul 17 îi spune Samuel un lucru extraordinar lui Saul, la care ne cheamă Dumnezeu și pe noi. Și Domnul și Saul îi spune așa, Samuel îi spune așa din partea lui Dumnezeu. Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Când? Când erai mic în ochii cui? În ochii tăi. Tu te vedeai neînsemnat, tu ne vedeai neimportant, tu te vedeai fără niciun merit. La asta ne cheamă Dumnezeu. Să avem o întâlnire personală cu Dumnezeu în care să ne recunoaștem, Doamne, eu sunt un nimic, sunt un nimeni. Dacă este cineva, ești Tu. Dacă este ceva, Tu ești Dumnezeu care ne-a ajutat să fim și să ajungem până aici. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, dacă privim aceste versete care le-am citit și ar vrea să trecem cumva prin fiecare verset și să descoperim câteva etape sau câteva condiții prin care a trecut Saul. De la versetul 2 spune așa, astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Țelța. Este neapărat nevoie în viața noastră de slujire, în direcția noastră sau în drumul acesta pentru a fi împărați, să trecem pe la mormânt. Saul a trecut pe la mormântul Rahelei, dar tu și eu, noi suntem chemați să trecem pe la mormântul care este în grădină. În mormântul acela unde a fost pus cel mai important, cel mai adevărat om care a trăit pe lumea, în lumea aceasta. Și știți care este surpriza la mormântul acesta? Este gol. Pentru că nu l-a putut ține moartea. Spune o cântare care se cântă și biserica tradițională o cântă. Cu moartea pe moarte călcând. Împăratul împăraților, mântuitorul nostru, Domnul nostru a fost pus în mormânt, este adevărat. Dar acolo s-a întâmplat o minune. Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și Duhul care l-a înviat pe Hristos din cei morți ne va învia și pe noi. Suntem chemați să trecem pe la mormânt.
să trecem pe acolo prin suferință, pe la calvar, să trecem pe acolo prin ceea ce a trecut Fiul lui Dumnezeu, dar prin credința că El nu a rămas în mormânt, ci a înviat în vecii vecilor. Și prin El avem o viață nouă, prin El avem o nădejde nouă, prin El avem o speranță nouă. Ne cheamă Dumnezeu la asta. Ca să lăsăm pe El să ne transforme viața, ca să ne schimbe viața. Și acolo spune mai departe versetul acesta. Ei îți vor zice, măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu mai se gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? Când ajungi la mormânt, primești vestea bună, măgărițele, situația complicată, faptul că ai ajuns și te-ai, atâtea zile ai căutat măgărițele, s-a rezolvat. Pentru noi vestea bună este, păcatul nostru este ispășit prin jertfa lui Iisus Hristos. Când trecem pe la Golgota, când trecem pe Ghețiman, când trecem pe la Calvar, când trecem pe la mormânt, aflăm vestea bună că este în ceruri un tată căruia e pasă de noi și se gândește ce să fac pentru fiul meu, ce să fac pentru fiica mea, ce să fac pentru familia Betania, ce să mai fac pentru cei care vor să mă slujească, care caut o trezire, care așteaptă o trezire, care vor să se implice într-un fel sau altul, să ducă Evanghelia prin străzile Matihofenului sau într-o parte sau alta, ce să fac pentru ei, cum să mai fiu aproape de ei. Spune psalmistul, tu mă vei chema, iar eu îți vor răspunde, iată-mă! Dumnezeu vrea ca să fie de partea noastră. Și în seara aceasta, vestea bună pentru noi este aceasta. Lui Dumnezeu îi pasă de noi. Și se citea, fără să mă înțeleg cu Cristi, cum să înceapă slujba, ce să facă, citea parcă exact mesajul acesta, din Isaia 43. Îmi pasă de tine, pentru tine dau popoare, pentru tine dau mulțimi și așa mai departe, pentru că te iubesc, te chem pe nume, ești al meu! Mesajul Dumnezeu pentru noi este acesta astăzi. Îmi pasă de voi, îmi pasă de fiul meu, îmi pasă de fiica mea, îmi pasă de cei de la Betania. Mai suntem noi curioși de asta? Puneam zilele trecute, duminicile trecute, dacă ar trece pe aici, eu știu, președintele Austriei, ar ști el de Cristi Bojor, ar ști el de careva de la noi, nici măcar de cei care au și prea mulți ani care s-au mutat în Austria, n-ar ști de noi. Dar împăratul împăraților, Domnul care a creat universul, vine lumea aceasta și se coboară, atât de mult se coboară, se coboară, se coboară, se coboară până la nivelul nostru și spune, îmi pasă de tine, îmi pasă de problema care tu ai, de frământarea care tu ai, de limitele care tu le ai, de neînțelegere, că îmi pasă de el și vreau să fiu de partea ta. Vestea bună care o primim la mormânt. Tatăl se îngrijește sau se gândește, ce să fac pentru fiul meu? Ce să fac pentru fiica mea? Dragii mei, aș vrea din toată inima când plecăm în seara aceasta din locul acesta. Și nu numai în seara aceasta. Atunci când suntem la părtășie, când venim la casa Domnului, să mergem cu siguranța aceasta, să plecăm din locul acesta cu garanția aceasta. Lui Dumnezeu îi pasă de noi. Să intrăm într-o săptămână de lupte, de frământări. Florin mai spune din ele, din dezamăgiri, din situații. Alții nu zice nimic, dar și noi le avem pe a noastră. Aș vrea ca să avem siguranța aceasta. Chiar dacă poate e complicat, chiar dacă poate e numai furtună și numai valuri, să știm, Dumnezeu este de partea noastră. Lui îi pasă de noi. Și spune, ce să fac pentru fiul meu, pentru fiica mea? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Versetul 3 spune mai departe, de acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei întâmpina 3 oameni ducându-se la Dumnezeu în Betel și ducând unul treiez, altul trei turte de pâine, altul burduc de vin. Dragii mei, după ce trecem pe la mormânt, după ce realizăm faptul că lui Dumnezeu îi pasă de noi, parcă așa, din instinct, parcă asta e următorul pas, Dumnezeu ne cheamă să urcăm la Betel, să urcăm la casa lui Dumnezeu, să mergem la Betania. Și dacă vă aminte, am predicat o dată Betania, locul unde pobosește Iisus. Ne cheamă Dumnezeu să ne implicăm, ne cheamă Dumnezeu să fim la templu, să fim cu cei care aduc jertfe, oamenii aceștia care duceau ieze, alții turte, alții burdufuri de vin, aduceau jertfe. Și ne cheamă Dumnezeu să fim implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Ne cheamă Dumnezeu ca să facem parte dintr-o comunitate și viziunea lui Iisus Hristos, cel puțin din ceea ce înțeleg din Noul Testament, a fost aceasta. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, răspândiți cuvântul acesta, vestea aceasta bună și formați
cât mai multe echipe, formați cât mai multe comunități. Și uitați-vă cum au funcționat, cum a funcționat biserica primară. Ei la început s-au închis în Ierusalim, aici stăm, aici e bine. Începeau să se convertească oamenii cu miile, veneau la Dumnezeu, dar veneau la mântuire. Dar Dumnezeu a avut un alt plan, că ei se ducă în toată lumea, se ducă Evanghelia mai departe. Și a îngăduit o prigoană peste cei din Ierusalim. Și atunci s-au împrășteat și spune cuvântul Domnului acolo, cei care se împrășteasele, pe unde ajungeau, duceau sau vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Și s-au format mai multe comunități, mai multe comunități, mai multe biserici. Și așa a ajuns ca să fie o biserică și la Betania, în Matihoven. Ne cheamă Dumnezeu să ne lăsăm implicați în lucrarea Lui și nu să stăm acasă noi izolați. Gata, eu sunt mântuit, am nicio treabă. Nimeni să nu știe că sunt pocăit. Dumnezeu ne cheamă ca să ne implicăm în lucrarea Lui Dumnezeu, să trăim în comunitate cu frații. Uitați-vă dumneavoastră, am mai spus de mai multe ori și repet aceasta, aș vrea din toată inima ca noi cei de la Betania să semănăm cu biserica primară. Biserica primară spune cuvântul lumii că erau nedespărțiți la templu și în fiecare zi stăteau în învățătura apostolilor, împărtășie cu frații, în frângerea pâinii, stăteau în rugăciune, stăteau în împărtășie unii cu alții. Și spune cuvântul lumii când erau toți împreună în același loc. Erau toți, aveau același gând, aveau aceeași dorință de a sluji pe Dumnezeu. S-a coborât peste ei Duhul Sfânt. Ne cheamă Dumnezeu la o părtășie reală. Ne cheamă Dumnezeu să fim ceea ce tot amintim și tot spunem și cumva Cristi tot insist, familia Betania, familia Betania. Ne cheamă Dumnezeu să fim o familie, ne cheamă Dumnezeu să fim o echipă, să fim aceia care vrem să slujim pe Dumnezeu și împreună să aducem jertfe. Vreți ca să formăm o echipă în a sluji pe Dumnezeu? Vreți ca să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne călăuzească ca să formăm, să spun așa, echipa aceea care Dumnezeu o vrea? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să reverse harul Său peste noi. Pentru că ne cheamă Dumnezeu după ce am trecut pe la mormânt, după ce am auzit vestea bună, după ce am avut o întâlnire personală cu Dumnezeu, ne cheamă Dumnezeu să facem parte din casa Lui. Și la un moment dat spune cuvântul Domnului, voi sunteți templu. Oamenii au fost educați sau de-a lungul sute de ani au fost învățați templul Domnului, templul Domnului. Ei credeau că, băi, acolo se sfințesc când merg acasă. Dar la un moment dat spune în Noul Testament, spune cuvântul Domnului, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă altădată oamenii mergeau din când în când la biserică să încarce cu putere spirituală și apoi continuau viața, ne cheamă Dumnezeu ca noi în fiecare zi trupul nostru să fie templul lui Dumnezeu. Viața noastră, trăirea noastră să fie o viață în fiecare zi cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Versetul 4 spune, ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. În cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, totdeauna când este vorba de pâine, dacă vorbim din punct de vedere spiritual, pentru că până la urma urmei, învățătura noastră, ceea ce noi vrem ca să luăm din cuvântul meu este din punct de vedere spiritual. Nu este vorba material, nu este ca să ne facem aici avuții și bogății, ci noi vrem ca să avem o viață spirituală după voia lui Dumnezeu. Totdeauna, când este vorba de pâine în cuvântul Dumnezeu, în Biblie este vorba de cuvântul Dumnezeu. Ei îți vor da două pâini. De ce două pâini? Și m-am gândit așa ca să... la lucrul acesta, nu știu că nu scrie asta, dar în mintea am înțeles că este vorba de Vechiul și de Noul Testament. Pentru că Dumnezeu ne vorbește atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Cuvântul Dumnezeu îl vei lua din mâna lor. Dacă vă aduceți aminte, dacă vă deschideți împreună cu mine, atunci când Dumnezeu a dat legi prin Moise, Deuteronom, capitolul 17, vis-a-vis despre împărat, Dumnezeu spunea și vorbea despre atunci când vrei, o vei vrea ca să ai un împărat și așa mai departe, i-a dat niște legi, cum și ce trebuie ca să, cum să fie împăratul acesta. Versetul 18 spune din Deuteronom 17, când se va așeza pe scaunul de domnie împăratul al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoți din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele lui, vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se mai abate de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânca, să aibă astfel multe zile împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Pentru împărat era dată o lege categorică specială, ca o copie a cartea legii să o aibă cu el.
Și numai ca să o aibă, să o citească în fiecare zi și să nu se abată, ca să împlinească. Pentru că la un moment dat Iacov spune să nu fiți niște ascultători uituți. Și ne cheamă Dumnezeu ca să fim cu luarea minte și când plecăm de la casa lui Dumnezeu și când, după ce citim un capitol din Biblie, după ce ascultăm poate un mesaj din partea lui Dumnezeu, să punem în practică. Ne cheamă Dumnezeu să trăim cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. La locul de muncă, la școală unde suntem, în societatea unde suntem, să fim oameni care să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. La un moment dat spune psalmistul în psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea, pentru ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă vă aduceți aminte, în Iosua, atunci când Dumnezeu îl cheamă pe acest mare om al lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește într-un mod special, pentru că se pare că avea nevoie ca să fie încurajat Iosua. Și Domnul îi spune în Iosua capitolul 1 cu versetul 8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeți asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne dea puterea aceasta ca al Domnului cuvânt să fie totdeauna în viața noastră. Totdeauna să fim aceia care să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să căutăm să-L împlinim. Aduc aminte, sper să nu mi-o luați altfel decât de încurajare. Încă nu eram căsătorit atunci, eram încă foarte tânăr. Am avut din partea lui Dumnezeu, prin fratele Cojocaru, Daniel îl știe, poate și alți frați de la Bisesa, la noi era un frate care avea vedenii, fratele Nelu Cojocaru. La un moment dat, în alma rugăciune, și a spus, frate Cristi, am avut ceva deosebit. Deasupra ta am văzut așa, parcă cu litere de aur, scria Iosua 1 cu 8. Te sfătuiesc să citești cuvântul acesta, te sfătuiesc ca să-l iei cu tine, să-ți fie un ghid în viața ta, pentru că Dumnezeu te cheamă la o lucrare, nu știu la ce te cheamă Dumnezeu, dar cred că Dumnezeu te va folosi într-un mod special în viața ta. Aș vrea ca să iei cuvântul acesta ca pentru tine personal. Și așa cum Dumnezeu a vorbit lui Iosua, în seara aceasta Dumnezeu mi-a spus ca să spun, citește cuvântul acesta, ia-l pentru tine, pentru că Dumnezeu te vrea ca să nu te depărtezi de cuvântul lui, să stăruiești asupra cuvântului zi și noapte. Și am căutat să fac aceasta în viața mea. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. În seara aceasta, Dumnezeu vrea ca să fim aceia care să luăm aminte la Domnului cuvânt și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, versetul 5 spune, după aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci. Trebuia să meargă la Gibea Elohim, unde este garnizoana filistenilor. Aș vrea să înțelegem, pe vremea aceea, cei care stăpâneau peste Israel erau filisteni. Și interesant, în loc Dumnezeu să-l trimită într-un loc izolat, într-un loc unde nu erau filisteni, unde erau numai izraeliți, și acolo să aibă experiență cu Dumnezeu, Dumnezeu îl trimite exact în cetatea unde erau filisteni. De ce? Ca să ne fie mai ușor de înțeles, cei care cunoașteți un pic de istorie, nu de mult s-a întâmplat asta, poate că de 10 ani sau mai puțin de 10 ani, trupele NATO sau trupele aliaților s-au retras din Germania. După al doilea război mondial, toată Germania, nu știu dacă și Austria, cel puțin Germania, a fost împărțită între aliați. Și rușii au luat o parte, s-a numit DDR, apoi tot RFG, toată Republica Federală Germană a fost împărțită între aliați. Și unde noi am locuit, în partea de Hannover, a fost englezi. În altă parte erau francezi, în altă parte erau olandezi, în altă parte erau americani. Și în plină zi, de două ori pe săptămână, ieșeau trupele americane, engleze, în satul, în orașul nostru, și cu, nu știu câte, 10 amfibii, 20 de amfibii, cu tancuri nu, dar cu amfibii, așa cu mașini de armată, difilau sau treceau prin oraș. Toată lumea știa, da, poftiți, toată lumea, nimeni n-avea nicio problemă cu asta, atât s-au obișnuit. Tocmai ca să, explicația a fost ca nu cumva germanii să se mai răzvătească odată ca să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Și totuși, deși au fost așa de supuși, deși au fost așa de controlați de aliați, să spun așa, Germania, nu știu cum, a ajuns ca să fie motorul Europei. A ajuns ca să fie una dintre cele, dacă nu cele mai bogate țări din Europa și din lume chiar. Mă rog, cel puțin RFG-ul, până când DDR-ul sau rușii s-au retras din DDR. Ce vreau să spun? Ne cheamă Dumnezeu, aici două lucruri vreau să explic. Una,
cetatea unde trebuia să meargă, unde trebuia să treacă Saul, în condiția lui de a ajunge împărat, trebuia să treacă pe acolo unde erau stăpâni filisteni. Dar acolo se numea cetatea aceea Gibea Elohim. Elohim înseamnă Dumnezeu la puterea absolută. Atunci când deschideți dumneavoastră în Genesa capitolul 1 cu versetul 1, scrie acolo: la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. În limba ebraică scrie acolo: la început Elohim. Este puterea absolută care creează ceva. Ce vreau să spun? Amintiți-vă de rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus se roagă în Ioan 17, da, mai spus și altă dată asta, dacă vă trezește cineva la două noaptea, și unde scrie rugăciunea Domnului Iisus? Ioan 17, da, asta trebuie să știm așa de memorie. În rugăciunea Domnului, Domnul se roagă și spune: nu mă rog să iei din lume, ci mă rog să-i păzești. Acolo, în mijlocul lupilor, spunea Domnul Iisus la un moment dat: eu vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor, ca să duceți Evanghelia, ca să trăiți o credință autentică, să trăiți o pocăință autentică, ca oamenii să cunoască că există un Dumnezeu, că voi sunteți ucenicii mei, că voi iubiți unii pe alții. Iar ne-a trimis Dumnezeu, știți unde? În mijlocul sau în cetatea unde stăpânește filistenii. În cetatea unde stăpânește, la el acasă. În lumea aceasta, la un moment dat spune Domnul Iisus: iată vine stăpânitorul lumea acestea, dar nu are nimic în mine. Pentru o vreme am gândit Dumnezeu să trăim în lumea aceasta unde stăpânește diavolul, unde este la el acasă. Dar va veni o zi. Și spunea Pavel, explica sau amintea despre profesorul acela care a avut să demonstreze cum va fi la răpire. Care a trecut un magnet asupra unei mese unde era așa mizerii, rumeguș și ceva de ăsta, pilitură sau șpan de metal. Și toate mizerile au rămas jos, iar metalul s-a ridicat. Ca și porumbeii spre porumbar. Ne vom înălța spre împăratul împăraților. Știți de ce? Pentru că noi nu suntem din împărăția aceasta. Pentru că noi vrem să fim împărați, ca și împăratul nostru, dar noi nu suntem din împărăția aceasta. Noi avem în noi nădejde aceasta că vom fi într-o părăție veșnică, într-o părăție de pe alt pământ. Și spune o cântare: eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Eu sunt acela care îl slujesc pe Iisus. Eu aștept un pământ nou, aștept o împărăție nouă, aștept un cer nou. Mai așteptăm noi aceasta? Dar pentru o vreme Dumnezeu ne-a îngăduit ca să trăim aici la El acasă, la filisterii acasă, în lumea aceasta unde El este și crede că este stăpân. Dar aici la fel este Elohim, puterea absolută, care ne dă putere. Și când ne este greu și când diavolul crede, acum i-am făcut praf, acum i-am trecut peste ei, atunci parcă din nicăieri Dumnezeu intervine și mai dă minuni și mai face minuni. Și dimineața a rămas plăcut impresionat. Chiar așa, am fost chiar emoționat. Și mai ales când fratele Mihai spunea despre băiatul lor că a fost o vreme, când a fost câteva ore dintr-o zi când și-au dat seama că nu mai aude și și-a rugat cu credință. Și uite că Dumnezeu mai ascultă pe niște oameni simpli, oameni care, cum e fratele Mihai, cum suntem noi. Este asta, eu am rămas compleșit. Cum se poate ca Dumnezeu să mai asculte rugăciunile, ca Dumnezeu să mai intervine în familiile noastre, că îi asculte pe cei de la televizor, pe mari predicatori care au nu știu câte mii de vizualizări. Ok, parcă cum e normal pentru noi, dar să ne asculte pe noi care suntem așa de simpli, fără să ne cunoască nimeni. Dar Dumnezeu mai intervine, slăvit să fie Domnul. A rămas plăcut, impresionat de dimineață, cu mai mulți de dumneavoastră ați recunoscut și ați spus: și în viața mea a lucrat Dumnezeu. S-a atins și de urechea mea, s-a atins și de cauza mea, a lucrat și în viața mea. Pentru că Dumnezeu mai ascultă minunile, mai ascultă rugăciunile, Dumnezeu mai face minuni. Ce mare har avem să avem un Dumnezeu așa de puternic, care mai intervine, care mai ne ascultă. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Apoi spune versetul 6: Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prevăcut într-un alt om. Dragii mei, se pare că pentru a ajunge ca să fii împărat, este nevoie să ai experiența umplerii cu Duhul Sfânt. Am încercat să aduc un studiu, s-au scris mii de cărți, nu știu dacă mii de, s-au scris multe cărți, ca să nu fac greșeli, s-au scris multe cărți despre cum și cum putem să fim umpluți de Duhul Sfânt. Cum v-am spus și aseară, am ascultat mai multe predici în ultima vreme împotriva penticostalilor, împotriva învățăturilor penticostale. Dar noi mai credem și așa, la un moment dat spunea cineva: ăștia mai cred în minuni, ei cred că Dumnezeu mai vindecă. Și chiar vreau, da, cred, mă, noi mai credem în Dumnezeu, mai credem că Dumnezeu mai face. În fine, să-i spun la timp ce l-ascultam pe YouTube. Aș vrea ca să proclamăm în seara aceasta: da, noi mai credem în botezul cu Duhul Sfânt. Noi mai credem că Dumnezeu mai revarsă harul Său. Noi mai credem că Dumnezeu mai botează cu Duhul Sfânt. Dumnezeu mai transformă vieți. Și
Nu știu cum. E minunea Lui, este harul Lui, este îndurarea Lui. Dar noi credem că Dumnezeu ne mai botează cu Duhul Sfânt. Nu merităm aceasta. Suntem păcătoși, suntem slabi, suntem limitați. Dar în bunătatea Lui, în harul Lui Dumnezeu, Dumnezeu mai toarnă un de lemn în vasele noastre. Cum se întâmplă asta? De ce se întâmplă asta? Noi nu suntem mai buni decât alții, dar știm atât. Dumnezeu încă mai își pregătește mireasa pentru ziua aceea când va veni pe norii cerului. Se pare că pentru a fi împărați, pentru a ajunge ca să facem parte din acea împărăție care am citit din 2 Petru, de care s-a amintit sau care am amintit-o, se pare că trebuie ca să avem experiența botezului și umplerii cu Duhul Sfânt. Când ai avut experiența aceasta? Când a fost ultima dată când ai vorbit în alte limbi? Când a fost ultima dată când Dumnezeu ți-a vorbit în un mod special și Dumnezeu te-a ascultat la rugăciune? Când? Dacă n-ai avut, mă scuzați, încă o experiență a botezului cu Duhul Sfânt, este vremea în seara aceasta să te hotărăști, să-ți spui: Doamne, vreau ca să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Vreau ca să fiu plin de Duhul Sfânt. Vreau ca să fiu pregătit pentru ziua aceea când îți vei chema acasă mireasa. Când va trece magnetul acela, mă scuzați, doar așa ca să înțelegem mai, când va trece magnetul acela, vreau ca să fiu atras. Vreau ca să-mi iau zborul spre tine. Vreau să mă întâlnesc cu tine. Și spune cum lumea, îl vom câmpina pe Domnul în văzduh. Și spune acolo Pavel: mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Este greu, poate suntem dezamăgiți la locul de muncă, poate avem prea multe lupte, poate suntem prea stresați în lumea asta. Dar ca și mângâiere, spune Pavel, mângâiați-vă că nu mai este mult. Cel ce vine va veni, împăratul împăraților va veni pe norii cerului și va duce acasă mireasa. Și cu glasul, cu strigătul lui arhanghel, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu trâmbița lui Dumnezeu, îi va chema și noi vom lua zborul împreună cu cei care au murit înaintea noastră și ei vor învia, iar noi vom fi transformați la chipeală de ochi și vom lua zborul și vom întipina pe Domnul în văzduh. Mai credem noi asta? Mai vrem noi aceasta? Și vom împărăți o veșnicie cu Domnul? Nu știu. Vreau cu Beni și mă întreba, de ce scrie acolo că e în străzi de aur, în cer, așa e cu străzi de aur? Și am zis, nu cred, adică noi mergem într-o lume spirituală, noi așteptăm niște experiențe cu Duhul nostru, numai că nu știu, nu avea alte cuvinte, cum să scrie altfel? Nu avea cum să scrie altfel. Și de asta cumva, ce e mai important, ce e mai... Acum, dacă ar fi în limbajul nostru, poate ar fi scris altceva, că mereau pe acolo cu nu știu ce fel de Lamborghini, cu nu știu ce fel de mașini, cu nu știu ce fel de... Mă gândesc că ar fi scris, dacă s-ar scrie în vremea aceasta. Atunci era cel mai important, era aur nestemate, nu aveau cum să descrie altfel cerul și experiența de a fi în prezența lui Dumnezeu. Dar noi credem într-o lume sau credem într-o părăție spirituală. Și o cântare veche spune: când cu Domnul, când o clipă cu El e o uimire, ce va fi? Ce va fi în veșnicie? Așteptăm ziua aceea când să ne întâlnim cu Împăratul Împăraților, când să ne întâlnim cu Domnul nostru, când să îl vedem pe El și să fim cu El o veșnicie, cu Împăratul nostru, cu Domnul nostru, cu Cel care ne-a adus și ne-a dat harul acesta ca să fim împărați. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute la aceasta și Dumnezeu să fie cu noi în continuare. Amin.